Înainte eram o persoană foarte activă, îmi plăcea să fac foarte multe sporturi și chiar le practicam cu plăcere, începând de la not, tenis, basket. Asta până ce vârstă? Din adolescență până spre 26-27 de ani, când a apărut această boală. De fapt, ce înseamnă sarcoidoza? E o inflamare a ganglionilor localizată la nivelul plămânilor, care mi obstrucționau căile respiratorii și datorită acestei inflamații, puterea mea de mobilitate era mult diminuată, precum și activitățile în care eram implicat nu le mai puteam desfășura Adică nu mai puteai să alergi, nu mai cu puteai să faci aceeași sport, nu? intensitate, absolut, absolut. Deci practic nu te mai respiri Urcam 4 etaje și eram lac de apă. Foarte, foarte urât a fost. Nu puteai să dai greutăți, sau? Nu mi-am pus niciodată problema de a căra greutăți. Nu eram. Bun, dar Jobul care îl aveam nu presupunea chestia asta. dacă te mergi la piață, de exemplu, să cari ce chestii, Da, să vezi. era, toate activitățile mele erau mult îngreunate prin prisma bolii. Boala am descoperit-o în urma unui control banal. Un medic pneumolog care mi-a dat acest verdict și mi-a recomandat să merg într-un centru universitar, precădere Bucureștiul mi-a fost recomandat, pentru a investiga în amănunt problema mea de sănătate. De fapt, cum s-a declanșat boala? Asta n-am înțeles-o atunci, am înțeles-o ulterior, când am participat la un curs de noua medicină germanică, susținut de Crina Bereș. Mi-am dat seama că toată această afecțiune a pornit din mentalul meu. Și de ce spun asta? În anul 2000 m-am angajat, după ce am terminat facultatea, m-am angajat ca agent de vânzări la o companie multinațională. Pe vremea respectivă, angajatorul ne punea la dispoziție mașină și tot ce era necesar pentru a face prompt sales, vânzare directă către clienți. Mașinile nu erau foarte performante, ne mișcam destul de greu. Apoi a venit anul 2001. În toamna anului 2001 ne-au schimbat mașinile, ne-au dat Renault-uri Kangoo, motoare puternice, 1.9, diesel. S-a schimbat parcul la nivel național. În urma acestui upgrade, de fapt, ce s-a întâmplat? Colegii mei din țară au început să facă din ce în ce mai multe accidente. Toți eram tineri, toți doream să muncim, să câștigăm mai mult, mergeam mai repede. Și atunci ce a făcut compania? A luat decizia de a ne tempera stilul de condus. Numai că modul în care au făcut-o nu a fost tocmai ok pentru noi, sau cel puțin pentru mine. Fiecare percepe în felul lui. Fără să ne anunțe, ne-au invitat la o întâlnire toți agenții din fiecare filială. S-au adunat toți agenții și au participat la o întâlnire unde ne-au arătat imagini cu cele mai șocante accidente rutiere obținute probabil de la poliția rutieră, accidente care efectiv pe mine personal m-au îngrozit.
dar nu numai pe mine. Și colegii mei erau la fel de speriați. Doar că eu am resimțit, eu abia eram într-o relație, urma să ne căsătorim, au apărut în mintea mea fricile și a apărut precădere frica de moarte, fiindcă au fost cazuri, au fost decese în companie din cauza vitezei. Și această frică de moarte, practic, am realizat că a condus la această boală, sarcoidoză. Legat de respirație, pentru că până la urmă frica de moarte... Legat de respirație. Este legat de respirație. De dacă n-ai aer, mori cel mai imediat. Exact. Minute mori. Făceam destul de des atacuri de panică, probleme de respirație, după care s-a declanșat boala. Nu spun, când am ieșit de la acea întâlnire, nici eu, nici colegii mei, nu doream să ne mai urcăm la volanul mașinilor. Am fost pur și simplu îngroziți. Acel șoc emoțional care l-am avut în mintea mea a declanșat această frică care la rândul ei s-a transformat în sarcoidoză. Aveai și colegi cele accidente respective, aveai și colegi pe care îi cunoșteai și care au murit? Nu s-au întâmplat în județul Suceava. Au fost în alte județe, dar pentru mine au fost terifiante imaginile din accidentele rutiere. Efectiv, oameni detașați de corp, mâini detașate de corp, picioare, foarte urât a fost, foarte urât. A fost un șoc emoțional pentru mine, așa l-am perceput. Apoi au început investigațiile. În urma acelui consult pneumologic am fost trimis la București, la Spitalul Marius Nasta, unde am intrat în contact cu mai mulți medici curanți care s-au ocupat de cazul meu. Am făcut foarte multe analize, foarte multe. Unele dintre ele chiar traumatizante pentru mine și din cea care mi-a rămas în minte a fost o bronhoscopie unde, sincer, n-aș mai repeta-o niciodată. Adică îți bagă ceva pe gât? Sau exact. Și nu numai că mi-a băgat ceva pe gât, erau... erau două persoane care mă țineau de mâini și medicul care mi-a băgat un furtun prin cavitatea bucală, ajungând până în plămân și acolo făcându-mi spălături și luând probă de țesut, care ulterior l-au dat la analiză. Plus foarte multe teste de respirație, foarte multe analize de sânge. Ce să spun? Pentru mine și acea spitalizare a fost traumatizantă. În urma spitalizării mi s-a dat un tratament. Am luat prednison timp de 6 luni. Moment în care am revenit la control. Luam efectiv un pumn de pilule. Trebuia să iau prednison în cantitate de 60 de miligrame, însemnând 5 miligrame per pastilă, vă dați seama că luam un pumn efectiv. Plus pansamente gastrice, plus nu știu ce alte adjuvante în tratamentul meu. Mi-a fost greu și unde mai pun că de la acest prednison am luat și foarte mult în greutate. Provoacă o mare retenție de apă. De la 105 kg pe care le aveam eu la 1,96 m înălțimea mea, am ajuns la 146 de kg. Foarte mult, foarte mult. Nu mă mai puteam încălța, nu mă mai puteam mișca. Mi-a fost greu, dar am continuat, am lucrat în continuare ca agent la acea companie. Iar la acel control de 6 luni, verdictul a fost același. Boala nu a involuat, a stagnat. Ok, ce facem în continuare? Mai luăm încă 6 luni.
dar totodată mi s-a recomandat să-mi iau un concediu medical prelungit. Asta am și făcut. M-am întors la Suceava, le-am spus colegilor că mai am nevoie de tratament. Ei m-au înțeles, m-au întrebat dacă mă voi întoarce în companie. Răspunsul meu a fost neutru, în sensul că nu știam, vreau să văd cum evoluează boala. Dar în cele din urmă m-am decis să termin acel concediu medical, după care să nu mai revin în companie. Practic, nu m-am mai urcat la volan. Mi-am găsit o altă activitate, eu având studii în domeniul turismului, am făcut propria agenție de turism, activitate în care mă regăsesc și astăzi. Și am observat că, încet, încet, chiar și cu acel tratament, mă simțeam din ce în ce mai bine. La următorul control, care a fost practic după încă 6 luni de zile, medicii m-au întrebat ce am făcut, fiindcă remisia e aproape totală. Și am spus, ok, am stat acasă, m-am relaxat, am fost liniștit, am citit, mi-am făcut alte activități, am un nou job. Foarte surprins, am spus, ține-o tot așa. Din acel moment n-am mai vrut să... Am început să-mi revin și din punct de vedere fizic. Am început să elimin apa care o acumulasem prin acele medicamente, dar nu am slăbit la greutatea care mi-o doream eu. Nici acum nu sunt la greutatea ideală a corpului meu, dar mă simt foarte bine și sunt destul de aproape. Dar cum s-a declanșat procesul de vindecare? Cum s-a petrecut în tine acest fenomen? Doar prin faptul că ai plecat de la... Cred că nu a mai fost acea frică de moarte care practic îmi lungea mie suferința. Dar tu ți-ai dat seama de asta acum sau Eu atunci? acum mi-am dat seama de asta. Atunci ai făcut-o așa pur și simplu. Atunci, efectiv, am zis, sunt bine, nu mi se întâmplă nimic, nu mai sunt toată ziua pe drumuri, am alt job, mă simt foarte bine. Eu, practic, am trecut peste acea frică și... N-a fost neapărat o frică, poate că ai plecat dintr-o conjunctură care te aducea aproape de moarte, de această frică de moarte. Se poate. Ieșind din acea conjunctură, relaxându-te, stând acasă, odihnit, așa, atunci ai ieșit practic dintr-un conflict cu... Exact. Am ieșit dintr-un conflict care se ducea cu mine. Pe de o parte eram eu, pe de altă parte era frica. Eu am rezolvat acel conflict. Rezolvarea conflictului vine în momentul în care înțelegi. Bănuiesc că înțelegerea a venit chiar în N-a momentul ăla. venit. Înțelegerea a venit acum recent, când am participat la cursul de medicină germanică. N-am înțeles procesul până când nu am conștientizat faptul că toate bolile provin din conflicte ale noastre, conflicte vechi, mentale, neiertate, neînțelese și neconștientizate la momentul respectiv. Ele se duc acolo într-un sertar, în subconștient și pe urmă Lucrează. rulează. Exact, rulează. Și te trezești pe urmă că ai o boală și Absolut. de cele mai multe ori nu știi de unde vine. Exact. Am citit multe cărți a unor oameni înțelepți ai vremurilor noastre, iluminați, le-aș putea spune. L-am citit pe Osho, l-am citit pe Edgar Toll, am citit câteva cărți prin care anumiți medium, nu știu exact denumirea, În fine,
Trecem peste, nu e important acum. Au făcut legătura cu divinitatea și am înțeles de fapt că rolul nostru pe pământ este să ne iubim pe noi și în același timp să dăruim. Am înțeles cam în aceeași perioadă, când a fost crina la o conferință în Suceava, am participat și eu. La început am fost sceptic, adică nu sceptic. Eu credeam foarte mult în ceea ce spunea Crina, mai ales că am văzut filmulețele pe internet și am văzut transformarea din Diana. Dar mă întrebam ce să caut eu acolo, pentru eu sunt sănătos, nu am nevoie de o vindecare. Sunt ok. Dar ceva mă atrăgea. Și am participat și eu 3 zile la curs și seminari. Și într-una din zilele de seminar am realizat de fapt că boala mea, sarcoidoza, care am avut-o cu mulți ani în urmă, s-a produs tocmai dintr-o frică și un conflict pe care îl făcusem eu. Legat de moarte. Exact. Și înțelegând chestia asta... Atunci, practic, s-a limpezit. Exact, s-a limpezit și atunci au început căutările. Am început să caut, să văd de ce suntem noi aici, care e misiunea noastră. Mi-am dat seama că foarte mulți oameni trăiesc în ignoranță, trăiesc în dușmănie, trăiesc în... Dar aceleași sentimente pe care le vedeam și în alți oameni, mi-am dat seama că existau și în mine. Și încet, încet, prin tehnici de eliberare, prin eliberare emoțională, prin scoaterea la suprafață din subconștient a multor trăiri și frici și conflicte pe care le-am avut în trecut, am început să le iert, să le conștientizez în primul rând. În momentul în care am descoperit de fapt care este rolul nostru și de ce suntem noi aici, am început să-mi iasă din subconștient filme din copilărie, din adolescență. Adică tot felul de certuri, de neînțelegeri cu prieteni, cu părinții mei, chiar frustrări din activitatea mea profesională, anumite neînțelegeri cu partenerii, toate astea mi-au ieșit la suprafață și mi-am dat seama că dacă tu, ca persoană, proiectezi ceva negativ, practic asta atragi. Bolile așa se fac, prin proiecția și prin conflictele minții. Da, la curs a apărut o rază de lumină. Am început să caut, fiindcă dacă aș fi stat pe loc și mi-aș fi văzut de treburile mele, probabil că nu... Uitai. Nu, exact, nu ajungeam aici. Am început să caut, am început să citesc, am început să întreb, am început să experimentez. Și toate m-au dus către drumul ăsta. Ce mai tot felul de trăiri. Încercam să văd altfel viața printr-o simplă plimbare în parc, prin jocurile copiii. Am început să mă dau un scrânciob. Și eu, care stăteam de obicei pe bancă și fumam câteva țigări în timp ce copilul meu se juca, am început să alerg. Am descoperit că viața e foarte frumoasă.